MPL, lider global în biosoluții, vă recomandă Aminoplant. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport, împreună cu domnul deputat Adrian Alda, membru al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, și domnul Ion Cioroianu, vicepreședinte ProAgro. Ați văzut, din păcate, avem și gripa aviară, sunt două focare, două cazuri confirmate, unul în județul Mureș, la o fermă de 180.000 de păsări, da? O fermă foarte mare, și unul la o gospodărie a populației în județul Harghita. Să vedem ce s-a întâmplat, pentru că nu sună deloc încurajator situația asta, mai ales că avem și PPA, acum avem și gripa aviară, să ne ferească Dumnezeu și de alte boli ale păsărilor sau ale animalelor, că n-ar suna deloc bine pentru ce se întâmplă în zootehnie. Nu știu, îmi doresc ca cei din cadrul ANSVSA-ului împreună cu autoritățile să poată ține sub control ce se întâmplă acolo și să nu avem alte și alte focare, că dacă se va ajunge într-o situație ca și PPA-ul, atunci clar că nu se va mai putea controla absolut nimic. Sectorul avicol era singurul care asigura tot necesar. Da. Mai mergea și la export. Asta ne mai lipsea, să avem boală și în sectorul ăsta și să nu putem să consumăm carnea de pasăre. Dar nu știu ce să zic, că eu cândva am fost în Consiliul Consultativ al ANSVSA-ului, când eram în Mănăstirea, nu președinte, și se făceau niște întâlniri și cu, să zicem, partea de fermierii. Acum nu știu ce se mai face, pentru că a ajuns că acest ANSVSA parcă e stat în stat, ca să zic așa. Și chiar și când era Daia, nu prea, nu știu de ce nu intră în subordinea totală a Ministerului Agriculturii. Nu înțeleg. Ține de secretariatul general al guvernului. Da, da, exact. Este de secretariatul general. Cu toate că această agenție este Siguranța Națională, e mâncare și agricultură, știți. Ar trebui aici să aparține direct de Ministerul Agriculturii. Dar, mă rog, cu toate că, vedeți, deși se bate tobă că să nu avem gripa aviară, PPA-ul, n-am reușit nici acum să scăpăm, cel puțin de PPA. Și nici nu cred că o să scăpăm prea da. Și chestia asta, nu știu ce să mai zic, de-aia a și scăzut producția zootehnică, că vorbeam la început, a ajuns la 25%. Vă dați seama? Și culmea, consumul de carne de porc a crescut cu 22%, îmi citeam. Așa, dar avem carne din import. Da, acum, avându-l alături de noi și pe domnul Alda, îmi aduc aminte de ce s-a întâmplat la domnul Muscă, la Curtici, acolo. Și unde ce condiții de biosecuritate exact are domnul Muscă. Dar raportat la PPA, consider că ar fi necesar să se efectueze teste epidemiologice, ca și la coronavirus. Pentru că tu ai într-o localitate, blochezi un fermier. Credeți-mă, la nivel de firul ierbii, de sat românesc, sunt fermieri care cresc doi porci și vând ca să-și trimită copilul la liceu. Corect, așa e, da. Și tu l-ai blocat. Nu toate exploatațiile și ferme de familie sunt exploatații comerciale. Dacă a ajuns pesta porcină la domnul Muscă, care are condiții de biosecuritate la un nivel maxim, ar fi necesar, părerea mea, să se efectueze teste epidemiologice și să poată să lase târgurile și așa mai departe. Că nu e o soluție tot să blocăm, o să facem. Președinte ANSVSA a fost invitat la noi, la Comisia de Agricultură, de fiecare dată nu a putut să participe din diverse motive, numai dânsul le știe. Dar cert este că raportat la aceste aspecte trebuie să acționeze cât mai repede și să fie cât mai prompt ANSVSA-ul și la PPA și la gripa aviară. Altfel, mereu o să ajungem la faza că ne prinde pregătiți. Și fermierul și țăranul suferă. Din păcate, cam așa s-a întâmplat de fiecare dată. Cei mici au avut de suferit, i-au fost primii loviți, primii afectați, dar uitați că nenorocirea asta nu ferește mai pe nimeni, indiferent că
ai o fermă comercială în care îndeplinești toate condițiile de biosecuritate, că mie mi-e greu să cred că acolo în Mureș, la ferma respectivă, la 180.000 de capete de păsări, nu erau îndeplinite condiții de biosecuritate. Nu își permite nimeni, la urmă, riscul ăsta să crească un număr atât de mare la întâmplare sau mai știu eu... Transavia? Nu. Dar ideea e cum a pătruns boala asta, pentru că domnul Ilisei, care a fost mai devreme invitat și crescător de pui de carne aici în Călăraș, spunea că dacă, Doamne ferește, după anul ăla nenorocit pe care l-a avut pe cultură vegetală și pe o parte de zootehnie, că vrând nevrând vegetalul se răsfrânge în zootehnie, da, a crescut prețul nutrețului de nu-ți venea să crezi, cel puțin pentru cei care n-au putut să producă acolo în zonă. Spunea, domnule, eu nu pot decât să predau afacerea băncii, că nu mai am ce să fac, adică sunt legat de mâini și de picioare, n-am altă soluție, nu știu, să gândea poate și la o conspirație de asta din partea unora sau altora. Nu știu, nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva, dar cert e că ar trebui cât mai din vreme acționat. Am mai avut situația asta în ianuarie 2020 la Seini, în Marea Mureș, și acolo focarul era pentru o fermă de 20.000 de capete, dar a fost stins destul de repede și au reușit să-l țină sub control. Să sperăm că o să fie aceeași situație și aici în Mureș, pentru că înțeleg că în partea aia, în Harghita, fiind o gospodărie a populației, acolo au fost eutanasiate toate păsările și practic s-a închis, da, să nu să fie răspândit între timp. Bun, vorbim un pic și despre perderile astea forestiere. Știu că vă sunt tare, tare dragi și Academia caută să convingă prin exemplele pe care le aduce, pe care le dă cât mai mulți fermieri, și eu cred că oamenii ar trebui singuri să se convingă după anul ăla pe care l-am avut cu toții în 2020 și am văzut că cei care au avut perdele parcă au mai putut recolta ceva, dar ceilalți chiar că au fost lipsiți anul de trecut, orice șansă. În perioada înspicării grâului, eram în zona Lehliu și era un lan de grâu, era ca un U așa între pădure. Da. Era perfect. Lângă el, decât despărțit de drumul, alt lan de grâu care nu, să zicem, primea aportul pădurii. Acel lan de grâu era aproape uscat. Nu venea să cred, pot să vă spun că e diferența de la 1 la 5, la și mai mult, ca să zic. Perderile forestiere nu numai că sunt necesare, sunt indispensabile în zonele cu vânt puternic, în zonele secetoase, din sudul țării, din Oltenia, din Dobrogea și chiar din sudul Moldovei. Ar trebui, v-am zis, o urgență. Zero, intervenit cu bani, nu numai cu bani europeni, că banii europeni pentru perdele am văzut că sunt greu de accesat. Îți trebuie cam 2 ani să primești aprobarea de când faci proiectul și apoi, în condițiile în care accesezi fonduri europene, ești obligat să lucrezi numai cu firme autorizate. Firmele autorizate pentru de silvicultură sunt foarte scumpe. Noi, Academia Română, am înființat perdele pe, până acum, pe 130 de hectare. Rețineți, cam aproape 100 de kilometri de perdele cu lățime. Cât are România la nivel național de perdele forestiere? Păi ce are? Are, cred că, dacă are 500 de hectare. Nu are mai mult. Păi ce avem noi? Are domnul Albu și pe aici, pe acolo. Le număr pe degete, practic. Pe degete, că nu sunt. Și să spun, aceste perdele forestiere, de-aia noi am reușit să reducem față de deviz bugetul cu 60%, adică ne-a costat între 35 și 40% înființarea acestor perdele și întreținerea lor. Pentru că, să știți, nu e atât de costisitoare asta înființare cât întreținerea lor. Nu e erbucit autorizat pentru perdele forestiere, apoi în Bărăgan
sunt toate buruienile după lume. Eu cred că e cea mai mare rezervă de buruieni, vorba lui Alexandru Baciu. Am sămânță de buruieni pentru 100 de ani. Așa făcea. Și vă spun că trebuie între... Păi dacă plouă o săptămână, crește costreiul cât casa. N-am văzut așa ceva. Și de-aia vă spun, întreținerea costă foarte mult, dar ele sunt foarte, foarte necesare. Foarte necesare. În primul rând că stăvilesc din viteza vântului până la jumate, apoi creează microclimat în zona respectivă, stopează evapotranspirația, zice că o perdea, aportul unei perdele este ca și când ar ploua 100 de litri pe metru pătrat într-o campanie, cum s-ar spune, într-un stadiu de vegetație al plantelor. După aia absorbe carbonul, creează biodiversitate, păsări, animale sălbatice. Să știți că la noi perdele care am înființat în 2017, deja am văzut mistrespa, acolo am văzut iepuri, am văzut vulpi, până și șacale am văzut în Bărăgan. Deja s-a creat microclimatul. De-aia vă spun, sunt foarte, foarte necesare. Nu știu de ce se bate pasul pe loc, nu știu ce ne trebuie, pentru că ar trebui, cum se face acum la autostrăzi, te notifică, te expropriază sau îți dă, e lege, să dă lege în acest sens, să evaluează după grila notarilor, ce stăm să ne rugăm și să nu... Dacă e lege, nu se discută, nu... Teoretică și e, dar la noi unde păi e se discută, nu e neapărat. Da, păi bine că sunt șmecheri care identifică traseul și cumpără terenul ăla și după aia începe să negocieze, parcă ar avea aur acolo. Așa. Cam așa e la noi. Nu înțeleg de ce e așa și de ce nu sunt puși la punct. Așa, perdelele forestiere trebuie făcute după un proiect de oameni de specialitate. Silvicii sunt de specialitate. Noi, agronomii, suntem beneficiari. Noi pregătim terenul, întreținem, dar ei sunt specialiști, știți? Și fără silvic nu poți să... Cât ai zice, noi știm să punem salcâm, să mai punem salce, dar nu. Eu am văzut, eu la început m-am contrazis cu ei, dar după aia am văzut că aveau dreptate. E bine că ați recunoscut. La 10 secunde de publicitate și ne întoarcem. Combaterea biologică este modul eficient și natural de control al dăunătorilor și bolilor din culturile dumneavoastră. Universal Group și Copert, parteneri cu natura. Bun. Haideți să discutăm un pic și despre partea asta de horticultură. A fost, dacă tot am deschis mai multe teme, mai multe subiecte și vrem să le abordăm în momentul ăsta aici, sunt fermieri care unii spun că trebuiau continuate niște programe, niște proiecte de pe vremea ministrului Daia. Unele, cei drept, au fost continuate o bucată de timp, altele au fost abandonate. Ce credeți că ar fi trebuit să meargă musai mai departe? Adică din toate programele, proiectele pe care le-am auzit, le-am văzut. Mai devreme spunea domnul secretar de stat, domnul Cățean, că își propune în discuțiile pe care le are cu diferitele ambasade ca și brand gastronomic național să promoveze carnea de miel, carnea de oaie. Eu știu că fostul ministru al agriculturii, domnul Daia, încercase prin campaniile alea Alege Oaia și așa mai departe să facă lucrul ăsta la nivel național. Dânsii cei din minister vor să transforme ca brand internațional, să fie recunoscutibil pentru România. Exact. Vă rog. Ce ați întrebat dumneavoastră, vreau să-l întreb eu așa ca o paranteză, profitând de faptul că sunt în emisiune, pe domnul Ciorianu, având în vedere experiența dânsului. Consider că programele din guvernarea trecută au fost foarte bune și de mare ajutor pentru fermieri. Programul Tomata, Lâna și așa mai departe, Usturoiul. Dar, din păcate, în prezent nici nu se știu ce programe vor fi. Totul e la nivel de discuție. O să facem, o să și în final suntem la mijlocul lunii mai și nu se știe nimic concret. Așa că, acum, domnul Ciorianu, ce părere? Păi eu programele au fost foarte bune. Nu știu, parcă e făcută la noi în România când se schimbă guvernul. Aș vrea și eu să trăiesc momentul ăsta
cei care vin noi la guvernare să le mulțumească celor care au fost pentru ce au făcut și să promită că ei vor face mai mult. Nu, domnule, la noi, ăia care vin noi, îi face proști pe aia vechi, ca să spunem așa, au greșit tot și ei vor face minuni. Nu văd deloc nicio minune pentru că fostul ministru poate să zică cine ar zice de el. Cred că dacă întreb 10 agricultori despre fostul ministru, eu zic că cel puțin 7 îl laudă. Păi la alți 3, mă rog, poate au ceva la cap. Hai să nu jignesc. Nu că jignesc, dar trebuiau continuate, da, programele, trebuiau îmbunătățite, dar nu oprite, nu sistate. Nu înțeleg de ce. Vă dați seama, eu am fost în zona Izbiceni. Doamne, cât au cultivat oamenii. Am fost astăvară. Știți cum? Făceau focul, au tot felul de invenții. N-am văzut așa. Era un efort extraordinar să poată să scoată roșiile de vreme în mai. Extraordinar. Nu poți să-i bănui pe oamenii aia că făceau altceva, făceau ceva ilegal. Nu știu de ce s-a constatat că a fost un insucces programul Tomata, usturoiul. Dacă au considerat că nu e bun, de ce nu au adus îmbunătățiri? Dar trebuia continuat. Domnul Cioreanu, bugetul pentru agricultură pentru anul 2021 este unul dezastros, dacă l-a stat. Și de aceea nu au putut să facă mare lucru, pentru că nu au buget pe agricultură. Părere personală. Nu știu cât costă acest program Tomata și usturoi. Nu costa mult, hai să fim serioși. Că nu era e... un program care a avut rezultat. Exact. Și dezvoltam. Eu i-am spus cândva ministrului Daia că era bine ca în programul ăsta Tomata să fie condiționat de soi românești, știți? Revigoram roșiile românești cu gust. Corect. Foarte bine punctat. Și vă dau un exemplu de la un beneficiar al programului Tomata. La fel am discutat gustul autentic, care nu se compară cu niciun gust, dar zice că românul la piață, când merge să vândă, el preferă esteticul, nu gustul. N-are încă dezvoltată chestia aceasta. Vede roșiile astea care arată mai bine ca alealte. Eu le caut merge pe acolo. La mai moia, aproape. Și atunci, nu... Totul e despre partea de comercializare. E mult mai simplu să vinzi un estetic, chiar dacă nu are gust, decât o roșie cu gust, dar mai crăpată, mai știți cum e. Domnule, eu n-am impresie bună despre ceea ce face Ministerul Agriculturii acum, pentru că nu a dat acea despăgubire de la secetă, la culturile de primăvară, deși au promis. Am văzut cum au votat împotriva fermierilor, ca să au votat împotriva fermierilor. A fost amendament. După aia, uitați-vă dumneavoastră, nu vin cu nimic. Ministerul parcă lâncezeste. Nu vine să cred că n-au nimic, nu se întâmplă parcă nimic. Dar când vă cheamă pe dumneavoastră de la ProAgro, că reprezentați și ProAgro în seara asta aici, da? Da, sunt în ProAgro, dar... Ce discuție aveți? Că ați făcut acum alianța aia pentru agricultură și cooperare cu Laparul, cu NCSV-ul și cu APPR-ul. Da. Ce s-a întâmplat? Că lumea așteaptă, na, știți cum e, acum să gândesc, bă, nu patru pot să forțe, spun mai multe din casă să dau, pentru că suntem și noi foarte dezamăgiți în sensul, ați văzut bine, că chiar s-a manifestat, au ieșit, corect, da. S-a manifestat în centrul Bucureștiului, dar pot să spun că nu pot, guvernanții ăștia de acum, parcă nu pot, nu știu de ce, nu vor. Cel mai corect ar fi să recunoască. Nu avem bani. Că nu există bani, buget pentru agricultură. Exact. Corect. Vă vom ajuta. Dar nu să ne prostească. Dar în campanie electorală au prostit. Da. Exact așa e termenul. Bine, treaba lor e bumerang ăsta. Se întoarce și te lovește. Dar încă o dată spun, păcat, pentru că aceste programe, care nu costă bani mult, Tomata și cu usturoiul și ce mai era cu lâna, le-au stopat. Păcat. Nu știu de ce au tăiat. Puteau să tăia din alte părți. Păi uitam, hai să o luăm, domnul. Ea n-i fost. Eram pe câmp. Ce-o face, fraților, a n-i fost? Eu aș vrea să văd dacă dumneavoastră... Cât are buget a n-i fost? Am înțeles că foarte mic anul ăsta, dar ea n-au nici apă să dea pe canale. Așa am înțeles, nu știu. Așa spun fermierii. Bugetul agriculturii e foarte mic anul acesta. Da. Așa, oamenii încă domnul ministru agriculturii trebuia să se opună, să nu accepte acest buget mic. Să lupte pentru că ministerul agriculturii e ministerul care dă mâncarea. Da? Te poți lipsi și de mașină, te poți lipsi și de chiar îmbrăcăminte mai de lux, dar de mâncare nu.
trebuie, nu, dumne, eu nu plec de aici fără bugetul ăsta. Hai, mai mie ceva, dar nu să accepte așa. Dar văd că domnul ministru tace decât. Bun, mai avem 3 minute. Vreau să trageți fiecare dintre dumneavoastră câte o concluzie. Domnul deputat Alda, încep cu dumneavoastră de data asta. Ce le transmiteți fermierilor, ce le transmiteți celor din Ministerul Agriculturii? Vreau să le transmit fermierilor ca în mine, ca și membru al Comisiei de Agricultură, un partener și nu un dăunător. Frumos! Și celor din minister? Celor din minister să fie profesioniști, să respecte cuvântul dat fermierilor. E cel mai important. Până la urmă să facem politici agricole bune. Despre asta este vorba. În favoarea și în beneficiul fermierilor. Eu doresc nu mai zic să ne ajute, să nu ne încurce. Da. Să știți. Unu. Și doi, doresc să ne ajute Dumnezeu, să ne ajute cu ploi, cu clima asta favorabilă, să ne revenim, pentru că culturile de toamnă, adică grâu, orzu, rapița, arată bine în momentul ăsta, dar să ne ajute să le ducem la bun sfârșit și să luăm recolta. Și apoi sunt culturile de primăvară care acum încep să iese și să ne ajute și pe partea asta. Asta doresc. Încă o dată spun, să ne ajute Dumnezeu, că din altă parte nu prea vă mare ajutor. Bun, mulțumesc ambilor invitați pentru faptul că au fost aici la AgroTV, la Agricultura, la Raport. Mâine seară discutăm despre fonduri europene. Așadar, o să vă invit de pe acum să vă pregătiți întrebările pentru invitații mei care vor participa la această emisiune și să le adresați. Aveți posibilitățile pe care le știți deja, fie la numărul de telefon pe care îl vom afișa pe ecran, fie la paginile noastre de Facebook AgroTV sau AgroTV-Agricultura la Raport. Dar până mâine seară vă invit să rămâneți pe mai departe cu programele noastre. Să auzim de bine!